Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a păstrat tradiția instituită în timpul pandemiei de COVID-19 și pentru al cincilea an consecutiv va scoate din Biserica Sfântul Gheorghe racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, pentru a fi purtată într-o amplă procesiune prin județ. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se arată că evenimentul religios va avea loc pe 21 și 22 octombrie. Întrucât anul acesta a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți, pe parcursul procesiunii se va acorda o atenție deosebită unităților sociomedicale din cuprinsul județului, fiind oferite din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic icoane cu Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, mare făcător de minuni, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei. Evenimentul, la care va lua parte o delegație a instituției bisericești, va începe în zorii zilei de luni, 21 octombrie, când racla cu cinstitele moaște și icoana Sfântului Ioan vor pleca de la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și vor străbate localitățile din bazinele Sucevei, Fălticeni și o parte din bazinul Rădăuți. În noaptea de luni spre marți, racla cu moaștele Sfântului Ioan va poposi la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din municipiul Rădăuți, unde va fi oficiată o slujbă religioasă. În ziua de marți, 22 octombrie, călătoria Sfântului prin eparhie va continua prin localitățile din bazinele Rădăuți, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Dornei. Procesiunea se va încheia la Biserica Sfânta Vineri de la Spitalul Clinic Județean Suceava.